Bulgaria vrea să prelungească cu 30 de ani durata de viață a reactoarelor 5 și 6 aflate în funcțiune, pentru care resursa de exploatare expiră în 2017, respectiv 2019. În al doilea rând, statul vecin are în plan construirea unui reactor nou cu o putere instalată de 1200 MW și a unui megadepozit de deșeuri nucleare cu o capacitate de stocare de circa 350.000 de tone. Toate aceste proiecte grupate în același sit constituie un pericol uriaș pentru Craiova, în cazul unei catastrofe gen Cernobâl. Societatea civilă din Craiova s-a organizat și luptă împotriva proiectelor nucleare de la Cozlodui. Nu sunt foarte multe lucruri de spus decât că trebuie să autoritățile, în primul rând, ci și noi, ca și oameni, trebuie să urmărim prin orice mijloace ca ceea ce se face acolo să se facă în conformitate cu convențiile internaționale, cu directivele europene de siguranță în centralele atomice, deci cu tot ceea ce există ca și cerințe. Asta cred că putem să facem și putem să o facem. Nu au lipsit nici discuțiile în contradictoriu. Vreau să vă spun că suntem foarte bine dotați de Uniunea Europeană. Facem măsurători non-stop, zi și noapte, și la Craiova și la Bechet. N-au existat niciodată. O centrală nucleară are probleme în momentul în care s-a întâmplat un accident. Dacă funcționează normal, pierderile sunt nesemnificative. Deci nu s-a întâmplat niciodată. Aș vrea să vă răspund dumneavoastră. Deci noi avem un studiu al șefii de clinici de pediatrie oncologică de la Spitalul Județean, care cam contrazice ce spune doamna de la mediu. Deci rata de creștere a cancerului, mă refer numai la copii și este vorba de cancer tiroidian, asta spun medicii oncologi, nu se poate explica la copii decât pe seama radiațiilor nucleare. În bănie s-au strâns deja peste 12.000 de semnături pentru declanșarea unui referendum antinuclear. Legea spune că este nevoie de cel puțin 13.000 de semnături în Craiova pentru ca problema referendumului să intre pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova. Cei care doresc să dea semnături pentru organizarea referendumului o pot face și la birourile de mică publicitate ale Gazetei de Sud.